Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne plimbăm cu hoverboard-ul prin casă. Stați, aștept să aiam. Acesta este hoverboard-ul meu. Cad. Poți să mă duc afară? Mă traversezi? Pe trotuar? Ce? Cu? Asta și stai tu la parte până să bei nesul. Vrei? Zi, da sau nu. A plecat la Bibi. Huda! Mam. Dacă pui ce? Dacă de zi s-o plin, nu mai mă simt așa, știi? Da, te plin. Ai auzit? Da. Uite, să stea fixă. Dacă stă așa, nu mai am treabă. Vezi? Uite așa. Dacă stă fixă? Uh-huh. Acum ia, că pui acum unul să clatină. Nu? Da. O clatin eu, că nu sunt învățată cu ea, nu mișc, nu... Dar aici n-am treabă, nici nu zici că am vins cu și aici. Mă traversezi. Aici n-am treabă. Da. Știi? Stai că se traversez, o primez la asta și... E mult și foarte mult. Crezi că nu pot să vorbesc? Vezi că mă duc afară. Și o să mergem afară. Să văd dacă găsesc pe cineva afară. Și? Edi! Ce faci? Bine? Am înțeles. Am să afară. Da, să vă arăt piscina. Aceasta este piscina mea. Ăla e apă murdară. Ăla e un șarpe. Acolo unde e aia galbenă. Uitați. E un... Și ăla nu e adevărat. Și apoi nu e o dară. Asta o să mergem prin curte. O să ne distrăm un pic. Da. Nu. Nu știu. Ei, am uitat să vă arăt. No. Mașină în curtea mea. Mama e! Îmi dai și mie un pic cheie de la golful lui nenea. Mă, nu stai cum te ne bate tot aia, ce ai? Ești nebun. Nu mă las, că nu am cheie de la golf. Bun. Acesta, coboram pe dreapta. Da, dreapta. Nu e stânga.
nu se vede nimic. Hai să... Vede! Vede? Am uitat să vă arăt. Și câinii mei! În vlogul de asta am vrut să vă arăt și câinii mei. Asta e Serbi. Am zis că tu ce când era micul ce până mă. Păi eu că... Și de bună. Nu sunt de rău. Știți, mă compre pe tare dacă fac astea de rasă. Bă-ți ai Logan. Sunt pară, bă. Dar îi spun! Lui! Mama aia! Să mă treacă! Să treaba! Da, cred că nu v-am așa de mic să nu ne-am. Ăsta... E cam stricat. E stricat de tot. Nu că e stricat, acum am frână la el pe butuc. Am roata lui. Mi se pare că o uitați. E ruginită. Așa trebuie să arate. Dar mi-a schimbat. Roata mi-a pus cauciucul ăsta pe altă gentă de aia de cauciucuri. Nu știu ce zic. Știți ce zic. Foarte. Și am dat. Și am uitat să vă zic. Scrieți în comentarii dacă cine are astăzi vreau să văd câți abonați am. Nu știu câți abonați am, dar vreau să vă abonați. Am ieșit. Uitați. Da. Camera. Nu camera asta. A ieșit. Camera. Gata. Atingeri. Ce asta a fi? Șare. Nu vreau. Nu opresc. Ce asta, Jeff? Ce facem? Nu știu. Ce face Jeff-ul? Jeff-ul. Ah, se încarcă. Ia stați un pic. Ce asta? Titlu. Nu. Nu. Oh my god. 3 milioane de dolari pentru cine sparge geamul, moartea lui Extentacion și teoriile conspirației. Mai e sau nu reperul în viață? Astăzi vom afla în acest video. E făcut să reziste, dar oamenii își rup picioarele ca să spargă geamul în dosul căruia îi așteaptă suma de 3 milioane de dolari. Acesta este un mod atractiv de a face publicitate în public chiar într-o stație de autobuz. Compania producătoare de geamuri securizate s-a gândit să le testeze transparent. Vine omul în stație și până sosește autobuzul este invitat să se îmbogățească.
numai dacă sparge geamul incasabil cu picioarele sub supravegherea unui gardian angajat de firmă. Ca să nu existe posibilitatea unui furt, între geamurile cu pricina nu sunt decât 500 de dolari adevărați, restul fiind bancnote tipărite. Dar dacă cineva sparge geamul, compania va achita cei 3 milioane de dolari promiși. Până acum n-a reușit nimeni, dar mulți și-au zdrevit pantofii și chiar picioarele. Euforia de la început a scăzut treptat, iar acum nu se mai înghesuie oamenii să fărâme incasabilul. Tu ce ai face? Ți-ai încercat puterile? Scrie despre aceasta în comentarii. De asemenea, abonați-vă la noul meu canal și apăsați clopoțelul pe... Ce-i asta? Bă, nu cred. Înălțimea fizică a fost privită întotdeauna drept o calitate de invidiat de către toate culturile umane. Nenumărate studii recente au demonstrat că o persoană înaltă are mai multe șanse în găsirea unui serviciu mai bun, precum și mai mult succes la sexul opus decât cineva de statură scundă. Salutare, prieteni! Cu voi este iarăși Simeon Tomiță și astăzi vă prezint 5 oameni giganți în viața reală. Să începem! Înainte să încep videoul de astăzi, vreau să vă anunț că mi-am creat un nou canal unde voi face doar vloguri, challenge-uri, experimente și alte chestii extrem de... Acest canal, abonează-te la canal și apasă clopoțelul. Operații la picioare în ultimii 10 ani și a fost până acum prizonier al propriei case. O cunoscută companie producătoare de articole sportive s-a angajat să-i croiască americanului o pereche de pantofi proporțională cu dimensiunile lui. Luarea măsurilor nu a fost o misiune prea ușoară din cauza dimensiunilor uriașe ale bărbatului, ce are o înălțime de peste 2,30 metri. O echipă de tehnicieni a folosit un echipament special creat pentru a-i putea măsura tălpile. Bărbatul a lansat în anul 2011 o companie prin care a cerut sprijin pentru obținerea celor 20.000 de dolari necesari comandării unei perechi de pantofi potrivite pentru el. Un adolescent gigant a atins un record mondial de 2,33 metri și încă crește. Băiatul, care a fost oficial cel mai înalt adolescent înainte să depășească limita de 18 ani, crește an de an într-un ritm amețitor. Dacă va menține acest ritm, ar putea foarte simplu să depășească pe cel care ocupă în acest moment titlul de cel mai înalt om al planetei, care are în jur de 2,50 metri. Mama lui a declarat că are o boală genetică și nu există nimic care l-ar putea face să nu mai crească. Tânărul a fost diagnosticat cu sindromul Sotos, cunoscut și sub denumirea de gigantism cerebral, pe când avea 5 ani, iar mamei sale i s-a spus că nu va